CSA Steaua, prin domnul Talpan, s-au anunțat foarte clar. Pe lângă acea poliță asigurare care, sigur, s-a interpretat, 750.000, încă 250. Patru polițe, spune Valeriu Argăseală. Mai este un capăt așa de cerere, să zic așa, a lor, legat de faptul că ei cer în mod insistent ca cei la FCSB să renunțe la total la această asociere cu numele Steaua sau că ei sunt continuatorii palmaresului Stelei, ce a făcut Steaua de-a lungul timpului. Deci, ceea ce eu cred că văd că cei la FCSB nu vorbesc de acest subiect. Îl evită. Ei spun de pun 10 milioane în cont, pun 50 de milioane în cont. Bine, asta se rezolvă. Dar cealaltă cerere a CSA-ului... Mi se pare firească această cerere a celor de la CSA? Ei se agață deocamdată de sentința asta care a fost obținută în procesul legat cu cele 3.600.000 anual care trebuie plătite. Se agață de povestea asta și pretind ca... Care nu este o decizie. Da, ei pretind ca să nu mai se folosească numele Steaua de altă entitate fotbalistică, cum e FCSB-ul sau... Acum, mă rog, în mod oficial FCSB nu folosește numele Steaua, se cheamă FCSB peste tot. Ei folosesc și domnul Becali și Meme Stoica și cei 7.000 în peluză spun că noi suntem Steaua. Deci în momentul ăsta nu știu cât de pertinent este celălalt. Știți cum e, domnule Dinu Gheorghe, noi spunem că Basarabia este România, dar în mod oficial Republica Moldova este o altă țară decât România. Adică da, nu vrem să ne mutăm în Basarabia. Nu, dar faptul că spunem ceva, asta nu înseamnă că în mod oficial nu, România nu are o ambasadă ca într-o altă țară străină și în Republica Moldova. Asta e motivul de care cei la CSA, deocamdată, se agață. Nu, renunțați la această pretenție, spuneți clar federației să comunice la FIFA că nu aveți o legătură cu Palmaresul Stelei, să dispară din CV-ul vostru legătura cu clubul Sfântul Armatei Steaua și... Cred că UEFA este suficient de matură ca să știe ea cu ei acordă cupa campionilor. Nu, dar nu se amestecă în clipa de față. Se amestecă. Dacă UEFA în permanență o prezidă pe FCSB ca fiind Steaua. Dacă vine de la Federația de Fotbal un comunică o adresă oficială că Steaua este cea care la clubul Armatei, o să vezi că UEFA șterge această performanță a Stelei din perioada aia care e acum asociată cu FCSB. Deci... Punem în pariu, domnule Dinu Gheorghe, Universitatea Craiova, deși a câștigat palmaresul palmareselor la nu știu ce instanță, la Timișoara sau așa mai departe, niciodată nu va fi prezentată de UEFA ca fiind echipa care a bătut, care a făcut semifinală în 83. Prin tot federația trebuie să intervină. Ei pun să păstreze totdeauna ce primesc de la Federația Națională. Dacă vedeți, Federația Națională nu trimite un document clar, o adresă oficială... Federația Națională le-a trimis celor de la UEFA faptul că Universitatea Craiova are loc de cupele europene. Și UEFA a zis, nu participați în cupele europene. Deci nu e totul de la Federația Mare și UEFA, mintea ei. Probabil, da, dar, mă rog, acolo e alt subiect. Acolo să ne amintim cum a luat ființă echipa aia politic, pentru că eu spun de mult timp că fotbalul românesc e total politizat și nu e în regulă. Echipa pe care noi o admiram împreună cu Grigore Cartianu sunt acum ei. 40 de ani, ei sunt. Păi, n-am nimic, nu sunt promititelul, prorotarul, nu-i cunosc, n-am nicio legătură cu oamenii ăștia, dar nu poți să spui că ai luat ființă acum 6 ani și spui, doamne, eu sunt echipa din 48 de ființată. Păi, nu e în regulă. Asta în România se întâmplă. Da. Tocmai. Grigore, te rog, hai să exprime și nouă Olteană în speța asta, dacă tot am ajuns aici. Da, bun. Eu doar mă ghidez după sentință judecătorești, că e atât de complexă situația, încât e greu să zic eu, domnule, are dreptate Michitelul sau are dreptate Rotarul sau Olguța Vasilescu, nu știu ce. Aici uită ce spune instanța. Lucrurile s-au complicat atât de mult că nici pentru instanțe nu e atât de ușor să separe apele între Steaua din Liga a doua și Clubul Armatei și FCSB. Acolo au fost, sigur, la un moment dat, combinație. Erau frații Păunescu, era Viorel Păunescu, a luat bani de la Gigi Becali, care a finanțat, care într-o noapte au făcut ei o doua generală și zice, acum e lui Becali. Ei, la Craiova a fost ceva similar, la Timișoara.